acestui genocid care este condus de prim-ministrul Israel Netanyahu contra poporul palestinian, cu mai multe minciuni, și noi ca civile din toată lumea trebuie să oprim această mare minciună care o conduce domnul Netanyahu contra unui popor, fără nicio armă, unui popor care este înconjurat din toate părțile și bombardat tot timpul cu F-16, cea mai nouă tehnică militară, unde sunt omoriți numai copii și numai civili. Noi ce pot să vă spun? Să ne alăturăm, să ne alăturăm cu toți, să oprim acest genocid și să înaintăm acest domn Netanyahu la Tribunalul Internațional pentru că un criminal de război. Este un criminal care a murit aproape 2000 de persoane câteva zile. Aproape 9000 de răniți. Toată fișea Gaza este dramatică. Toată lumea știe că această fișea Gaza este răsfărbată numai de 300 km și este înconjurată de tot timpul. Deci este o suprafață foarte mică, unde trăiesc 2 milioane de persoane. 2 milioane. Acum, momentan, nu au nici curent electric, nu au nici apă, nu au nici mâncare, au numai și numai moartea care devine ori pe sus, ori bombardează cu mătrările grele. E cea mai modernă tehnică de cum putem să oprim această nebunie care este. Un genocid nou, un holocaust nou, care nu are niciun motiv. Eu pot să spun sau cer de la toată lumea să stăm, să oprească acest genocid, să stăm cu toți alături unul lângă altul, să oprim acestui genocid sau acestui holocaust care este în secolul 21. Poporul palestinian este singurul popor care este până acum, singurul care este ocupat în secolul 21, este singura țară ocupată până acum de țarul de Israel. De zionism, acum extrema dreaptă care conduce în Israel cere numai moarte și numai sânge, nu vrea pace, nu vrea tratativ, nu vrea nimic, vrea numai să omoară și să omoară și să omoară. Noi, ca palestinani, i-am dat tot ce trebuie, ne-am făcut tratat de pace cu ei, de tot ce s-a putut dintr-un popor ocupat la un ocupant. Pace, am acceptat crearea două state prin tratative care s-au condus de creștinți. Nimic, nu vor. Vor numai și numai și numai război. Nu vor. Vor să extermine acest popor. Din cauza economică, cu i-au dat ceva religios. Nu este. Este ceva economic. Zionistul sau extrema dreaptă care conduce Israel o să ducă Israel nu știu unde. Nu știu dacă domnul Netanyahu este fericit de acest mult sport care sunt. Pe care și mulți de care sunt contra ceea ce face domnul Netanyahu acum, momentul de față, și cum putem cu toți, noi oameni, civili, să oprim acest genocid. Cum? Nu putem să stăm fără nicio reacție. Măcar cu proteste, semnăm petiții. Semnăm petiții, facem orice. Să fie acest domn prim-ministru, acestui criminal, înaintat la Tribunalul de la Haag. Să fie condamnat ca criminal de război. Să oprim acest genocid, acest holocaust care se întâmplă acum și toate popoarele civile sau toate popoarele din Europa nu se mișcă. Adică ei sunt de acord cu acest genocid care se întâmplă. Poate se întâmplă mâine aici sau dincolo. Cine știe, nu? Deci noi cerem de la toți să stăm, să oprim acest proiect. Este îngrozitor ceea ce se întâmplă în fâșia de azi. Este îngrozitor. Noi, ca poporul palestinian, avem onoare. Eu zic așa. Că am dat la omenire, am dat Iisus Hristos, care este palestinian de la noi. Deci este al nostru Iisus, care a dat pace toată lumea. Acum noi suntem omorâți, pe degeaba, de niște naziști noi, care sunt, acum sunt naziști noi care conduc. Atât ce pot să zic.